Constantin Mărăscu. Aca Munteanu, Manolita Dragomitru Limonescu, Octavian Dragomitru Limonescu, Silvia Cenecu, Maria Nițu, Constanța Marcu, Lărica Pop, Olimpia Sân, Lina Ceranu, Doru Zi. Arăzan. Și cam atât. Cei care sunt în partea a doua, în Brâncușul Românul, sunt la București. Doamna Balaș, veniți în coa. Vă cedez microfonul. Din aici. Cu mare drag, vă rog. Vorbesc așa, vorbesc fără microfonul. Eu trebuie să mărturisesc că am fost singura care m-am opus și inițial am zis că nu vreau să scriu despre Brâncuș. De ce? Pentru că mi s-a părut imposibil din punctul meu de vedere pentru mine. S-a scris și s-a publicat atât de mult încât mi-am imaginat că nu o să am nimic de adăugat. Și până la urmă am acceptat. Eu am văzut și expoziția de la Paris vis-a-vis de Pompidou. Aș începe cu fraza care m-a ghidat pe mine, a lui Brâncuș, bien sûr: priviți lucrările mele până le veți vedea. Și asta spune foarte mult. Nevoind să trec într-o metaforizare exagerată, ceea ce ar fi fost la îndemână, am mers pe documentar, în sensul că am avut șansa să fac interviu cu George Uscătescu, eseist, mare poet și care l-a cunoscut și l-a publicat în revista sa Destine la Madrid și pe Eliade. 50 de ani a apărut această revistă la Paris, la Madrid, dar noi nu am știut despre ea, bineînțeles că nu aveam cum să o vedem. Am făcut interviu cu George Uscătescu, cel care a fost oarecum prieten cu Brâncuș, fiind născut într-o localitate apropiată, o personalitate marcantă. El a urmat la catedra lui Ortega y Gasset la Universitatea din Madrid și atunci am fantazat, mi-am imaginat din cele ce mi-a mărturisit și domnul Uscătescu. Pe vremea aia nu am insistat pe ideea legăturii cu Brâncuș, dar mi-a povestit câte ceva. Și atunci am adăugat câteva elemente din documentar și ceea ce mi-a spus George Uscătescu. Asta ar fi elementul mic, mărunt, dar zic eu irepetabil, pentru că era un prieten al lui Brâncuș. L-am intitulat acest text Joc de zaruri cu zeii, imaginând că Brâncuș este un zeu și Uscătescu în domeniul lui de asemeni, știindu-se că Brâncuș iubea jocul de zaruri și avea niște zaruri, asta știu și de la domnul Uscătescu, unele mai jegoase așa, din cauza că erau prea folosite. Și pornind de la această idee, mi-am imaginat o conversație între cei doi zei, fiecare în domeniul lor. Cam atât pot să spun despre Brâncuș, că te fascinează și te emoționează, dar și te derutează. E clar că dacă nu ești în domeniu să fii critic de artă, să fii expert în acest domeniu, ți-e cam greu să spui că chiar îl înțelegi. Și am mai adăugat momentul când Brâncuș, știți bine, la prima lui expoziție în Statele Unite, a fost pus la plată, la vamă, spunându-se că sunt lucrări manufacturiere. Și Brâncuș, sigur, a fost jignit și povestea că a avut satisfacția să dea statul american în judecată, dar și să câștige cu ajutorul marelui prieten Erza Pound,
Și a afirmat, nu pentru cei 400 parcă de dolari care i-am dat atunci, ci pentru că mi-au nesocotit arta și nu au fost în stare să înțeleagă. Există aici la Timișoara, i-am dat eu lui Nina cartea procesului, tradusă, era undeva, n-am mai avut loc să o publicăm. Mulțumesc! Time out!